prezint albumul. Deci, când intru la Shobi, iau, Doamne, parcă prinde picioare, așa. Ei, mă unge pe suflet. Vai de cap, mă entuziasmez. Apa trece, pietrele rămân. Apa trece, pietrele rămân. Am ascultat și podcastul și tot. E grav aici. Pentru toți lașii. Pentru toți lacomii. Pentru toți, pentru toți vânzătorii care își trădează semn. Ăștia de care vorbim sunt descendenții lui Cain. O spune okay. Pe față fără perdele un hain. Pielea albă e sclavul nostru din bazin. O spune fără perdele un hain. Punchline. Dă-te-n pula. Lucain, o spune pe față fără perdele un hain. Pielea albă e sclavul nostru din bazin, care produce pentru noi, de asta ne aparțin. Companiile, politica, media, șarpele fin, afirmă că toacă pe cine prinde ca un rechin. Că hamburgherii de la mic sunt din semenii voștri și vouă vă place să vă mâncați singuri ca proști. E adevărat că nu salvezi eu toată lumea. 50-mea știe cine e sărăcimea, chiar dacă o parte din oameni. Și 50-mea știe cine e sărăcimea. Toată lumea, 50-mea știe cine e sărăcimea, chiar dacă o parte din oameni sunt lași. Drăceala o va sparge sfinții din primii pași. Ce se vede pe față, că fața de curvă se vede și în ceață. Cine sunt ăia? Sunt ăia din muzică primii de la suprafață. Îți râd de la glume politicos, de parcă ți-ai dat cu dulceață și te-ar vinde la prima secundă că au sufletele de gheață. Hai, bin, bin, bine m-a putut-te în gură și pe tine și pe măta și pe tatu și pe fractu și pe sorta parașuta și pe toți aia care sunteți să vă crească și mai mare cota. Cine-i tare stă în picioare, nu caută reflectoare, primește semnale direct de la sol. În timp ce trătătorii bulangii târfele jigoase mușcă din semenii lor. Hai, Doamne, Doamne, n-ai cum, frate, n-ai cum! Vai de capul meu ce mă așteaptă, vai! Vezi? Timpul! Timpul! Mama lui de timp! Vai, Doamne Dumnezeule! Și mai aștept, mai aștept și CD-ul, să vină și CD-ul. Am vorbit cu Mr. Shobi, dar nu știu când o să ajungă. Nu știu când o să ajungă. Totodată am, pot să zic că am așteptat și după el, că na, am zis să-l am și fizic și na, să-l arăt. Dar, na, încă nu a ajuns și de asta ar fi, pot să zic că l-am și lungit așa, dar nu a fost ăsta punctul forte. Dar, na, vedem acum, nu știu. Cine-i tare stă în picioare, nu caută reflectoare, primește semnale direct de la sol. În timp ce trătătorii bulangii târfele jigoase mușcă din semenii lor. Dă-le șuturi să le simtă până o să strige tare în microfoane toate leprele. Că bogații sunt de fapt amărâții ăia care nu au decât lovelele. Evenimente delicvente, tratamente violente, alimente. Da, mi-a plăcut astăzi când m-am uitat la Ion Omul Străzii cu ăsta, cum îl cheamă. Cum îl cheamă? Emisiunea, stai. Alu Niculescu. Istoric. Și hai să văd unde. Realități cu Niculescu. Și mi-a plăcut cum a spus că într-un fel sau altul, când a fost pandemia, știi, toate vedetele foarte mari strigau, știi, că na, să facă ceva, că na, și actorii și mai mulți, și acum toți tac, știi, când e vorba de protestul ăsta cu fermierii, nu sare nimeni să-i ajute, știi, deci fiecare pe parcela lui, să zic așa, că nu e unitate, știi. De elemente fragmente.
că bogații sunt de fapt amărâții ăia care nu au decât lovelele. Evenimente delicvente, tratamente violente, alimente, elemente, fragmente sau componente aparente, argumente le îmbracă pe inocente cu armamente transparente, studente în cantonamente. Cu armamente transparente. Pe inocente, le îmbracă pe inocente cu armamente transparente. Har. Îmbracă pe inocente cu armamente transparente, studente în cantonamente. A, nu înțelegi, omul a devenit păgânul, doar în pulă de semenii lui se crede jupân stăpân. Ăsta e motivul pentru care ai devenit carne de truncă. Pentru 2-3 lei îl vin și pe tactul din sân. Sunt primul rapper din capăt în capăt ilegal. Mă piși pe mesele voastre toate din festival. Și pe reclame și pe media că vin de pradă. Să bage sufletele în ladă și le noadă. Dă-ți seama dacă toți ăștia care se cred vedete ar spune adevărul, n-ar mai fi niciun perete în fața publicului care doarme în ghete. Dar cine că mai nou bărbați sunt interesați de... S-a îngropat de mult de tot certificatul verde. Parcă ați dat cu apă și s-a pitit după burete. Nu știu cum vă dă vouă, dar mie îmi dă o adrenalină, frate, și un... Totodată o bună stare, adică nu știu. Mă duc să car lemne. Nu știu, frate, cum vă dă vouă, dar pe mine mă trec toate apele, pentru că e foarte drept. Drept, frate, e stâlp. N-ai ce să cării. Ce să cării? La cine că mai nou bărbați sunt interesați de poșete. S-a îngropat de mult de tot certificatul verde. Parcă ați dat cu apă și s-a pitit după burete. Mergem pe TikTok unde găsim și bani și fete. Că nu ne interesează cine unde ne vinde, băi, cu metre. Cine-i tare stă în picioare, nu caută reflectoare. Primește semnale direct de la sol. În timp ce trădătorii bulangii târfele jegoase. Chiar mă bucur că... Chiar mă bucur, frate, că există un astfel de om care are darul ăsta de sus să pună lumii, sau cel puțin cred că ăsta e și darul, cumva într-un fel sau altul se mai aducă cu picioarele pe pământ, pe pământ. Când l-asculți cade tot pe tine dacă știi că nu ești cum ar trebui să fii, știi? Mai ales când îți mulți artiști, să zic așa, care fac tot felul de lucruri ca să, na, pentru bani. Și vine Șobi și luați. Luați! Dai cu. Mușcă din semenii lor. Dă-le șuturi să le simtă până o să strige tare în microfoane toate leprele. Că bogații sunt de fapt amărâții ăia care nu au decât lovelele. Cine-i tare stă în picioare, nu caută reflectoare. Primește semnale direct de la sol. În timp ce trădătorii bulangii târfele jegoase. Mușcă din semenii lor. Dă-le șuturi să le simtă până o să strige tare în microfoane toate leprele. N-ai cum, n-ai cum. N-ai cum cu Șobi, n-ai cum. N-ai cum. Vai de capul meu, ce piesă, ești prost la cap. Cea mai bună piesă de pe album. E 4 dimineața și mă întreb spre casă de la lucru cu piesa asta pe repeat.